Bună, sunt Alexandra Mircea, sunt medic dentist în București. Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, unde săptămânal revin cu informații noi din stomatologie. Apasă subscribe pentru a nu pierde nimic nou și urmărește clipul următor. Astăzi sunt foarte restantă cu foarte multe răspunsuri la întrebările pe care voi mi le-ați adresat pe profilul de Instagram și pentru că nu reușesc fizic să le răspund tuturor, nu am suficiente stories disponibile, am hotărât să fac un clip special pe care îl dedic răspunsurilor la întrebările voastre. Așa că să începem! Se poate folosi ață dentară în zona implantului? Este un tip de ață dentară specială care se folosește atunci când aveți implanturi, se numește Superfloss și o găsiți la Oral-B. Sau, dacă aveți cumva o teamă de a utiliza ață dentară în zona implanturilor, puteți să folosiți un duș bucal care are și capete speciale pentru curățarea implanturilor și pe care îl puteți folosi, bineînțeles, în toată gura, ca să igienizați toată gura. Cum arată o infecție la măsea și cum o putem preveni? Infecțiile la măsele apar atunci când există carii pe care nu le-am tratat foarte mult timp. Am avut o toleranță poate mai crescută la durere sau o frică exagerată de dentist și am așteptat ca această carie să devină mai mare ca și volum și să ajungă până la nerv. Între timp, nervul moare dacă este afectat de carie. În momentul ăla tu nu mai simți deloc durere și rămâi așa crezând că totul a trecut. Dar la un moment dat, când imunitatea ta va scădea, o să apară o infecție, pentru că orice lucru care este mort și putrezit în organism, fie el un nerv sau poate să fie diverse părți ale corpului, când se necrozează un deget de la frig sau mai știu eu ce situații apar, dacă nu sunt îndepărtate sau nu sunt tratate, bineînțeles că apare o infecție. Și atunci, ce recomand eu ca să nu ajungeți în punctul cu infecție care este foarte dureros și foarte neplăcut, este să mergeți periodic la medicul dentist, la un control la 6 luni de zile și de fiecare dată când simțiți o durere sau vi se pare că s-a întâmplat ceva diferit cu corpul vostru, mergeți la medicul dentist să aflați care este motivul. Un medic ortodont super bun în Iași, din păcate nu știu, Alexandra, îmi pare rău. Câte ani ar trebui să țină aparatul dentar de safir? Asta cu aparatul dentar ține de problemele medicale pe care le ai tu, de problemele de aliniere ale dinților, problemele de mușcătură și cel mai sigur îți poate spune asta medicul ortodont la care vei urma tratament. Nu contează foarte mult dacă este de safir sau de metal. Din ce am înțeles, aparatul dentar metalic funcționează cam cu o lună, două maxim, mai repede decât un aparat dentar de safir. Deci nu e un decalaj mare. Legat de sistemul de implant fast and fixed, păreri pro și contra când este indicat. Este indicat atunci când nu mai există dinți pe arcadele dentare sau nu se mai pot recupera dinții pe care ai pe arcadele dentare și soluția cea mai bună de tratament atunci este să extragi tot, să cureți infecțiile și să pui 4-6 implanturi pe care adaugi o punte sau o proteză. Sunt de acord cu el în ideea în care este făcut ca la carte, adică nu se grăbesc foarte mult pașii aceștia de poziționarea implanturilor, de a pune o proteză pe implanturi, pentru că orice grabă pe care o facem în procesul de inserare și de încărcare a implanturilor poate periclita efectul tratamentului. Ieri mi s-a desprins firul de conteție, ce ar trebui să fac? Săptămâna asta nu pot ajunge la dentist. Din păcate, răspund un pic cam târziu la întrebare, îmi pare rău, dar pentru toți cei care trec prin asta, toți cei cărora vi se desprinde firul de conteție, vă recomand să mergeți la medicul dentist cât de repede se poate, pentru că această contenție ține dinții pe loc și cu cât dinții sunt liberi mai mult timp, cu atât ei se pot mișca repede. Aparatul Invisalign se poate folosi pentru toate tipurile de dinți diformi. Cred că diformi e un cuvânt urât. Dar aparatul dentar Invisalign rezolvă cam 80% din problemele dentare. Eu am niște cazuri rezolvate cu înghesuri foarte, foarte grave, unde nu am scos dinți deloc sau locuri unde alți ortodonți au recomandat extracție de 8 dinți, Invisalign a reușit să rezolve problema doar cu extracția măselelor de minte. Eu personal colaborez cu un speaker internațional Invisalign care mă ajută cu planurile de tratament, așa că există experiență foarte mare în planurile de tratament Invisalign pe care le facem pentru voi, pentru pacienții dentalist. Așa că vă aștept cu drag orice probleme ați avea. De cele mai multe ori Invisalign este o soluție pentru problemele voastre.
Folosesc de puțin timp ață dentară. Poate aceasta să fie una dintre cauzele apariției carilor? Nu, în niciun caz. Ața dentară poate să prevină apariția carilor pentru că ea spală foarte bine suprafețele dentare. O să vă las în comentarii și clipul tutorial unde arăt cum se folosește corect ața dentară. E posibil ca tu să fii avut carile de mai mult timp și acum curățându-le poate să le vezi puțin mai bine. Este dureroasă adiția de os? În ce situații se ajunge la această procedură? Adiția de os nu ar trebui să fie dureroasă, se realizează cu anestezie. E posibil să ai un disconfort câteva zile după operație, dar se prescrie medicație corectă ca să te scape de dureri și să te facă să te simți confortabil, să te dezumfli. Când ai nevoie de adiție osoasă, poate fi vorba de perioadele în care ai extras o măsea și nu ai pus nimic, niciun implant acolo, o perioadă foarte lungă de timp și acolo va fi nevoie de adiție. Sau dacă se scoate un dinte care nu mai poate fi folosit, nu mai poate fi recuperat, de regulă se introduce un implant în os și se pune și os pe lângă adiție ca să ai suficient os care să susțină implantul pe care tocmai l-ai pus. Voiam să știu dacă pot mânca geleuri având aparat dentar fix. Te rog să-mi spui și mie dacă reușești. Geleurile sunt super lipicioase. Este foarte posibil să ți se prindă în toți brecheții și să fie foarte complicat pentru tine să speli. De asemenea, e bine să știți că atunci când aveți aparat dentar fix, devine mult mai greu pentru voi să curățați. Trebuie să fiți mult mai conștiincioși, să aveți o peruță electrică cu capăt special de orto sau să aveți un duș bucal cu un capăt special de orto care să vă ajute să mențineți o igienă dentară corectă. După terminarea facultății, ai lucrat lângă un dentist sau ai deschis direct cabinetul? Părinții mei sunt amândoi medici dentiști, deci din start trișez puțin față de restul. Am fost pe lângă un medic dentist de mică. Recunosc că și cât am fost în București, am fost în cabinetul unui medic specialist parodontolog, pentru ca eu ulterior să fac specialitatea de parodontologie. Contează foarte mult să vezi de fapt cum se întâmplă lucrurile și faptul că ceea ce înveți la facultate te ajută mai puțin decât te-ai fi așteptat și te-ai fi dorit. Poți să faci un clip despre experiența ta la facultate, cum ai reușit să înveți tratamentele? Este aceeași persoană, Helga, care ne întreabă. Am un clip despre cum am ajuns medic stomatolog, poți să intri pe canalul de YouTube să-l vezi. Cum am reușit să învăț tratamentele? Trebuie să recunosc că îți trebuie niște asistenți universitari sau niște profesori care să fie drăguți și să te explice cum se întâmplă lucrurile și să ai și o doză de tocilară în tine, pentru că sunt unele lucruri pe care chiar nu o să le înțelegi niciodată, o să te le înveți pe de rost, dai examenul și după aia gata, le-ai șters din memorie. Când este indicat detartrajul? Detartrajul este indicat la fiecare 6 luni, moment în care se curăță dinții, gingiile și se face și controlul pe care îl tot recomand, controlul care să prevină orice apariție a cariilor sau orice probleme mai neplăcute. Dar există persoane care necesită un detartraj mai des, fie cei care au o salivă mai bazică și se depune mult mai repede pe dinți, sau pacienți care nu se descurcă să se spele pe dinți sau să folosească ață dentară, de ce nu? Sunt pacienții care au înghesuiri foarte mari ale dinților înainte să intre în tratament cu aparat dentar și sunt pacienții care au aparat dentar și toți pacienții ăștia se curăță mai greu pe dinți și atunci poate să facă detartrajul mai des, oricât de des își doresc ei, pentru că detartrajul nu afectează smalțul dinților, detartrajul este doar benefic. Și tot în legătură cu detartrajul, se poate face detartraj fără îndepărtarea contenției de jos? Da, desigur, se face detartrajul pe lângă contenție fără probleme. La cât timp cel târziu pot pune aparat jos dacă am doar sus? Aici trebuie să întreb medicul tău ortodont, pentru că ei au o schemă de tratament anumită și în funcție de ce nevoie ai tu, le pun aparatele sus și jos la decalaje, la intervale de timp sau se pot pune chiar în aceeași ședință. Ce părere ai despre bijuteriile dentare? Este indicat să îmi pun dacă am 14 ani? Credeți-mă că nu le înțeleg. Mi se pare că dinții sunt atât de frumoși, așa natural cum sunt ei, încât nu văd rostul să mai adaug un ștras pe ei. Acum fiecare pacient își face alegerile lui și are gusturile lui. Nu mă întrebați dacă îmi plac bijuteriile dentare, vi le punem dacă vă doriți în mod
special, dar încercăm să vă convingem să nu le puneți în primul rând și dacă chiar vreți, vă ajutăm cu asta. Am un canin de sus și nu mi-a crescut de un an și jumătate. Sunt multe situații în care caninii rămân incluși în os, adică nu apar la suprafața gingiei. Ce vă recomand este să mergeți să faceți o radiografie dentară, să vedeți dacă aveți caninii, să vedeți unde sunt poziționați, după care să vă adresați unui medic ortodont care să vă ajute cu descoperirea caninului și aducerea lui pe arcadă între ceilalți dinți. Ați accepta o viitoare studentă, sper, să vină la clinica dumneavoastră pentru a fura meserie? Da, cu siguranță, acceptăm studenți în practică, avem chiar foarte multe cereri și încercăm să facem un calendar ca să vă putem primi pe toți, pentru că nu am vrea să fie foarte mulți oameni în cabinete, să nu apăsăm foarte mulți pacienții, sunt mulți care încă au ceva reticențe legate de COVID și am vrea ca toată lumea să fie confortabilă și să vedeți și voi lucruri. Care este rețeta succesului dumneavoastră, prin ce v-ați remarcat? Nu știu să-ți răspund la întrebare. Ce am încercat foarte mult a fost să fiu deschisă cu pacienții și să fiu foarte sinceră cu ei și să am deschise canale de comunicare cu ei, fie prin Insta, fie prin YouTube, fie prin TikTok. Sunt foarte mulți oameni care au nevoie de foarte multe informații din stomatologie. Nu mă refer la zona de oraș, mă refer și la zona rurală sau la oameni din alte țări, oameni români plecați în alte țări. Și întotdeauna, dacă explici lucrurile pe care oamenii trebuie să le facă gen igienă dentară sau dacă le explici procedurile pe care urmează să le faci în cabinet, oamenii scapă de frica de dentist și vor fi mai deschiși la a-și face tratamentele de care au nevoie. Nu știu ce sugestie să-ți dau, dar îți mulțumesc că mă consider de succes. Bună seara, am un dinte pătat, mă spăl pe dinți însă nu dispare deloc, ce poți face? Îți recomand să mergi la un medic dentist ca să vadă exact ce problemă există, pentru că pată galben poate să aibă mai multe forme, poate să fie o pată care să rămână acolo pentru că a fost un proces de dezechilibru atunci când ți s-au format dinții, sau poate să fie o pată care să prevestească apariția unei carii la zona respectivă, așa că mergi să verifice cineva despre ce e vorba. Eu am o nelămurire. Înainte de pandemie m-am dus la stomatolog și mi-a zis că trebuie aparat fix dentar, însă eu am toți dinții drepți. Poți să mă ajuți, te rog? Poate că medicul respectiv a văzut că ai o problemă de mușcătură. Aparatele dentare se pun ca să îndrepte dinții și ca să repare mușcătura, așa că poate să fie una dintre variante, dar cel mai bine este să ți întrebi medicul ortodont. Sunt sigură că el îți va oferi toate răspunsurile. Avantajele și dezavantajele măselelor îmbrăcate cu material de porțelan. De fiecare dată atunci când se pierde un nerv al dintelui, substanța dentară devine foarte casantă și predispusă la fracturi. Fracturile pot interesa doar partea vizibilă a dintelui din cavitatea bucală sau fracturile pot fi longitudinale pe toată lungimea rădăcinii și asta înseamnă că trebuie să-ți scoți dintele respectiv și să pui un implant. Atunci când pui o coroniță care să acopere acest dinte, practic îl protejează și forțele care se transmit asupra dintelui se transmit uniform pe suprafața protejată și nu pe linii care sunt mai șubre de la nivelul dintelui respectiv. Recomand întotdeauna ceramica sau porțelanul pentru că este cea mai estetică, cea mai frumoasă și este cea mai aproape de duritatea smalțului. Ați renunțat la stomatologia generală pentru managementul clinicii și Invisalign? Nu. N-am renunțat la nimic. Eu sunt medic specialist parodontolog. N-am făcut numai stomatologie, am avut și o rezidenție de 3 ani după stomatologie. Am făcut într-adevăr specialitatea de Invisalign și mi-a plăcut foarte mult rezultatele. Mi-au plăcut foarte mult rezultatele pe care le-am obținut cu aparatul și în plus de asta sunt foarte puțini oameni care știu ce comod poate fi aparatul și ce poate face aparatul Invisalign, așa că mi-am luat eu ca și scop să aduc la cunoștința cât mai mulți dintre pacienți că există și o variantă mai comodă și mai bună decât un aparat dentar fix. Într-adevăr, managementul mi-ocupă foarte mult timp acum, dar sunt sigură că este doar o perioadă de început în care îmi pun clinica pe picioare, îmi formez o echipă completă,
îmi formez toate procedurile și flow-urile pe care trebuie să le fac, după care sunt sigură că pot vedea și mai mulți pacienți. Și sincer să-ți spun, tot acest traseu îmi place și mă bucură pentru că am ocazia să învăț lucruri foarte multe, mult mai multe decât aș fi învățat doar dacă aș fi fost un medic dentist. Și mă bucur de fiecare pas pe care îl fac în fiecare zi. Ce fel de anestezie se folosește pentru implant? Orice tip de anestezie, locală mă refer, de regulă anesteziile generale sau sedarea pe venă se fac doar în momentul în care sunt foarte multe implanturi și adiții, sunt niște operații mai complicate, unde medicul ar avea nevoie ca pacientul să fie mai relaxat și pacientul, bineînțeles, ar avea nevoie să fie mai relaxat. Dacă are cineva implant, poate să facă RMN, da, desigur nu aveți restricții, nu poți să faci RMN, în schimb dacă ai contenția pe dinți care se îndepărtează, se face RMN-ul și se pune la loc. Ce ar fi cel mai indicat pentru albirea dinților? Vă recomand cu interes să vedeți clipul meu dedicat albirii, vi-l las în descriere. Întotdeauna mergeți la un medic dentist și discutați despre dorințele voastre legate de albire înainte să decideți să faceți albirea dentară. Dacă am rădăcinul la lângă alta, se extrag toate odată, da, se face o anestezie și se face curat în zona respectivă. Ai terminat UMF Carol Davila? Da, am terminat Facultatea de Medicină Dentară din București, Carol Davila. Sfaturi pentru un student la medicină, verificați clipul în care v-am spus care a fost parcursul meu. Sfaturi am să înveți și să mergi să te uiți în cabinete cum se lucrează, să mergi la workshop-uri din timpul facultății. Și să-ți placă ceea ce faci, e foarte important. Cum poți să scapi de spațiile interdentare? Fie folosind un aparat dentar, asta este soluția cea mai puțin invazivă și cea mai pe care ți-o recomand. Poți, într-adevăr, să îți pui și fațete dentare sau să recurgi la niște plombe de compozit, obturații de compozit. Bruxismul în cazul aparatului dentar, cum s-ar proceda având în vedere asta? Ați înțeles întrebarea. Dacă pacientul poartă aparat dentar și are bruxism, adică scrâșnește din dinți, ce se poate rezolva? Din câte știu eu, ar trebui ca un aparat dentar să rezolve bruxismul, pentru că acesta este dat de niște contacte nefirești pe care le au dinții. Aceste contacte nefirești determină contracții foarte mari ale musculaturii și asta se manifestă prin scrâșnitul dinților. Un aparat dentar ar trebui să alinieze dinții și să asigure și o mușcătură corectă. Așa că ar trebui să dispară bruxismul cât de curând. Dentiștii au măsele scoase sau măcar au probleme cu dinții? Din păcate, da. Eu, în afară de implant dentar, cred că am avut toate intervențiile stomatologice, am scos toate măselele de minte, am un tratament de canal și o coroniță care acoperă dintele respectiv. Am avut aparat dentar Invisalign, am plombe și fac detartraj constant și am făcut și albire dentară. Mai e ceva? Ați putea să ne explicați de ce ne iese măseaua de minte? Pentru că, din păcate, mai este un dinte care se gândește doar când aveam 18 ani să apară și să ne deranjeze tot echilibrul pe care l-am avut până atunci și să ne doară și să ne provoace umflături și disconfort. Așa cum ne iese măseaua de minte, așa foarte bine putem să și scăpăm de ea ca să trăim liniștiți. De la ce vârstă se poate face corecția dentară? Îndreptarea dinților se poate face de micuți. Dacă părintele observă că sunt decalaje între arcada de sus și arcada de jos și dinți, poate duce copilașul de mic, 6-7 ani, la ortodont și să vadă ortodontul cum poate să preîntâmpine un aliniament nefavorabil al dinților, cum ar putea să modeleze oasele maxilare pentru când apar dinții definitiv pe arcade. Și aparatul dentar fix se pune de la 10, 11, 12 ani, când apar dinții definitiv toți pe arcadă. Și nu există nicio vârstă prea târzie. Am avut pacienți și de 73 de ani care și-au pus aparat dentar, așa că mai bine mai târziu decât niciodată. Ți se par utile stagiile de la medicină dentară pentru un dentist? Ți se pare că în loc de 6 ani erau mai ok 4-5? Nu știu dacă reușesc să le strângă pe toate în 4-5 ani. Cred că ar trebui puțin mai multă strategie când se face programa pentru medicină dentară.
Există rezidențiat pentru estetică? Nu. Există rezidențiat pe protetică și se presupune că protetica e estetică dentară, deci are ceva dacă ai un dinte lipsă. Aici e foarte important de văzut dacă l-ai avut întotdeauna, dacă e vorba de un dinte pe care l-ai pierdut între timp și dacă faptul că dintele este lipsă determină niște dezechilibre ale mușcăturii, dacă dinții se mișcă ca să umple spațiul respectiv. E important să vorbești cu un ortodont și să vezi dacă e regulă să lași lucrurile așa. Cum să ai grijă de dinții tăi când ai aparat fix? Este foarte important să periezi foarte bine dinții de fiecare dată când mănânci. Va fi mai greu cu aparat dentar fix, dar există duș bucal și perițe electrice care te pot ajuta să speli bine. Și în plus de asta e foarte indicat să fii atent la ce mănânci, să nu mănânci alimente tari sau lipicioase care ar putea să dezlipească brecheții. Bun. Mai am două, trei întrebări. Uite, despre cum trebuie să te comporți cu mâncarea când ai un aparat dentar. Tocmai am spus că trebuie să eviți alimentele tari, fistic, caju, migdale, chipsuri, de asta, pâine prăjită, dropsuri, bomboane și nu caramele sau gumă de mestecat. Mi-a spus medicul meu că periuța electrică este cea mai ok. Periuța electrică este o variantă foarte în regulă pentru voi, pentru că face mai multe mișcări pe minut decât poate să facă mâna noastră. Nu pot să zic că sunt aș alege între periuța electrică și manuală, pentru că e foarte important să știți că atunci când te speli corect pe dinți cu o periuță manuală, obții aceeași eficiență de curățare ca și cu o periuță electrică. Așa că vă recomand să vă alegeți unealta care vă place vouă mai mult, fie a periuța electrică sau manuală, și să folosiți tehnica corectă de periaj pentru amândouă. Nu uitați să alegeți întotdeauna capete cu peri soft sau super soft, ca să nu vă lezați gingiile și să nu induceți retracția gingiilor și nu apăsați foarte tare pe dinți. Eu promit să fac periodic sesiuni de Q&A. Știu că aveți foarte multe întrebări și încerc pe cât de mult pot să vă răspund tuturor. Vă mulțumesc pentru că existați, pentru că scrieți, pentru că sunteți o comunitate atât de faină. Dați un like dacă v-a plăcut clipul și un subscribe la canalul meu de YouTube. Pentru ca să aflați ceea ce facem în fiecare zi în clinică, nu uitați să ne urmăriți pe profilele de TikTok și Instagram și ne vedem săptămâna viitoare tot aici pe YouTube pentru clipul următor. Eu vă aștept în fiecare zi la Clinica Stomatologică Dentalist, unde avem toate specialitățile sub un singur acoperiș și orice probleme dentare ai avea, fie că îți dorești fațete, implanturi sau aparate dentare, echipa de medici profesioniști de la Dentalist te așteaptă să te ajute. Te pup!